Bună! Astăzi vă prezint supa cremă de șparanghel. O să postez ingredientele în cutiuța cu descriere și le găsiți postate și aici pe ecran. Este bine pentru supă să cumpărați șparanghelul acesta mai gros, pe care l-am spălat bine și l-am decojit. Am tăiat și din codița acestuia puțin, cam așa, de la jumătatea șparanghelului în jos. Eu m-am folosit de acest peeler. Aici am pus 1,5 litri de apă la fiert, iar când va fierbe, voi pune cojile în ea. Acum am început să tai legumele, pe care o să le tai cu bulețe aproximativ egale. În oala în care o să fac supa, am pus cubulețul de unt să se topească puțin. Și adaug legumele pe care le voi căli până când supa de pe coj este gata. După ce am pus legumele la călit, a început să fiarbă și apa. Adaug cojile de la șparanghel și le voi fierbe la foc mic 5 minute. Legumele se călesc frumos și ele tot la foc mic. Adaug și puțină sare. Am pregătit și șparanghelul. Strecor supa peste legume. Și le las să fiarbă timp de 20 de minute la foc mic. Acoperite cu un capac. Pregătesc acum și crotoanele. Am tăiat cubulețe pâine, am adăugat ierburi aromate, ulei de măsline și o să le bag la cuptor la 250 de grade până sunt rumene și frumoase. În ultimele 8 minute adaug și șparanghelul la fiert. Înainte de m-a apucat de pasat, am scos o cană de supă afară. Apoi voi pasa și voi adăuga treptat din supa scoasă pentru a obține o consistență perfectă. Până la urmă am adăugat toată supa și cam așa arată consistența. Este o supă cremă lichidă frumoasă, are o textură cremoasă, o culoare superbă și un gust minunat. Puteți verifica consistența și cu o lingură. Crotoanele sunt gata și ele, iar acum vom servi supa. Eu vă arăt aici cum o servim noi. Pentru început am pus într-o farfurie supă. Apoi voi pune câțiva stropi de ulei de măsline, câțiva stropi de ulei de dovleac, și crotoanele făcute în casă. Eu sper să încercați această rețetă, deoarece se apropie sezonul șparanghelului. Iată că am ajuns și la sfârșitul acestei rețete. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, nu uitați să vă abonați pentru mai multe rețete. La revedere!